Hello, Tessa. How are you? Bună, sunt ok, mulțumesc. Tessa Dunlop, să spun două vorbe despre invitata mea de la interviu zilei de astăzi. Tessa este istoric. E absolvent de Oxford, a terminat St. Hilda's College la Oxford. A colaborat cu BBC, deci putem spune că e într-un fel și colegă de breaslă cu noi jurnaliștii care zilele astea încercăm să scriem povestea acestei perioade pe care o trecem împreună, să povestim cum ne petrecem vremea împreună în această perioadă. Tessa e istoric și pregătește o teză de doctorat care pune alături istoria României cu istoria Marii Britanii. Tessa e un om care a ales, spre deosebire de mulți alții, ca în limba română să spună povestea foarte personală, apropo de COVID și de coronavirus și de felul în care familia ei trece prin această perioadă. Cum te simți, Tessa? Sunt ok. Acum este câte zile? Cred că 13 zile am avut simptome coronavirus. În primul rând, asta nu este o mare surpriză. Am avut două prieteni cu cine am avut contact acum 2 sau 3 săptămâni în urmă și ei a fost bolnavă și avem la același simptome. Dea seamnă că ceva s-a întâmplat ceva pentru că mă doare urechi, mă doare gât, durere piept și plămâni și am o febră aproape zilnic, o febră. Nici o zi nu înseamnă că alta. Deci mă gândeam că am scăpat ziua a noua, pentru că nu am avut nici o febră. Ai înțeles? O febră. Sistemul sănătatea noastră, sfatul este 7 zile după simptome ai voie să ieși din izolare. Organizația Mondială de Sănătate, sfatul lor este 14 zile de izolare după prima simptome. De fapt, Da. Marea Britanie, trebuie să spunem că a fost foarte singulară în felul în care a tratat această criză. La Da. început s-a dorit imunizarea populației, s-a spus că, ok, să se îmbolnăvească toată lumea, pe principiu scapă cine poate, de restul avem noi grijă. Am fost și eu de acord cu ideea asta. În primul rând, am fost îngrijorată dacă blochez economiei și oamenii sunt numai în casele lor, ce s-a întâmplat cu cei mai vulnerabili, copiii care au nevoie de școală, cu oameni violentați în casa lor, care nu au condiții să rămână singuri. Deci, am fost foarte îngrijorată despre lockdown. Dar problema noastră este guvernul nostru și eu nu pot să-l critic acum pentru că Boris Johnson știm că el este în spital, dar trebuie să zic, dar dacă nu fac lockdown repede, Adică carantină trebuie pe să salut. ia alte măsuri. E foarte clar, Tessa, și avem atât de mulți români acolo în Marea Britanie, pentru care în mod special tu acum vorbești din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, Marea Britanie e clar că a greșit și aproape că destinul a pus degetul pe cei mai importanți oameni din stat, prințul Charles, a fost infectat. Spune-mi, acum, de exemplu, am văzut niște imagini de duminică, parcurile erau pline la Londra. Acum tot așa este? Eu nu sunt de acord când închide parcuri. Cu lockdown încercăm să protectăm cel mai vulnerabil. Bătrâni, pentru copii scapă mai ușor. Fata mea are 11 ani, a avut o temperatură mai mare decât mine și bebeluș, 40 temperatură ei, dar a trecut. Vrem să păstrăm sigur bătrânii și oameni cu condiții medicale. Dar și eu am grijă de oameni vulnerabili și tinerii și cei mai săraci și care nu au condiții să rămână în casa lor. Asta e cea mai mare tragedie. Sunt două probleme în capul meu și eu știu că în Marea Britanie poate noi am așteptat prea târziu pentru lockdown pentru că știam că noi avem un sistem de sănătate destul de dezvoltat. Uite, noi am furat de la voi, de la tot, cel mai bun medicament, cel mai bun doctor. Deci avem, putem să bazăm cu sistemul ăsta. Dar n-a fost destul, deci e cam greu. În părerea mea, trebuie să avem teste. Dacă ai teste, știi cine are probleme, cine trebuie să fie izolat
și putem să începem economii și viață încă o dată, dar fără teste, asta e problema. Deci tu și familia ta ați fost cu toții infectați. Vor trece cele 14 zile, după cum am vorbit, 7 n-au fost de ajuns. Veți fi testați, repetat, cum ne indică Organizația Mondială a Sănătății, ca după două teste să fiți declarați vindecați? Dar nu este niciun test. Dacă mai am simptome, rămân acasă. Nu fac cumpărături, nu mă duc la parc. Dacă nu mai am simptome, poate ieși afară o dată pe zi, că avem regle acum, nu mai putem să ieșim pentru jumătate de oră să facem sport. Dar nu am teste. Deci nu pot să dovedesc că am avut coronavirus. Ai înțeles? Și eu nu sunt muncitor la spital. Oricum, dacă ai servicii acolo, nu sunt destul de test nici pentru muncitori la spital. Scuză-mă, ce s-ar fi întâmplat dacă, Dumnezeule, unuia dintre voi ar fi fost mai rău și ar fi trebuit să sunați la urgențe? Erați spitalizați? Este un număr, una la noi, să cheamă pentru ajutor. Eu nu am folosit asta, am rămas acasă cu lichide și cu paracetamol. Sfatul nostru, dacă e greu să respir. Și dacă buzei sunt albastri, asta înseamnă că ești în stare critică, trebuie să te duci la spital. Dar sfatul nostru nu e să mergi acolo la spital, să infectezi toată lumea acolo. Dacă durează, înseamnă că este o problemă și pentru vecinii mei și pentru familia mea. Și am 45 de ani și sunt o femeie. Am înțeles că suntem mai puternic decât bărbați. Așa este. Femeile se pare că sunt un pic privilegiate. Da. Ce a fost cel mai greu? Înțeleg, ai avut febră mare? Cât de mare? 39. Nu sunt în stare grav, ai înțeles. Nu sunt. Nu mă plâng. Miros și gust, înțeleg că astea dispar. De exemplu, oaja pentru unghii. Am stat cu asta sub nas, nu știam că a fost sub nas. Nu mai știam pentru că am bagat sub nas. Când am pregătit cafea proaspătă, ai înțeles? Mă gândeam că cafea a fost din plastic, pentru că nu am mirosit. Spune-mi două vorbe despre România așa cum este ea pentru tine. Pentru mine, cel mai grav este că eu nu pot să mă duc în România, pentru că așteptam să vin în aprilie. Și acum am lipsit ocazia asta, pentru că mi-mi place așa de mult țara dumneavoastră. Am pierdut inima acolo și viața mea a schimbat când am vizitat România prima dată acum 28 de ani în urmă. Și nu am un talent cu limbi străini, dar cât mă chinuit cu limba dumneavoastră, pentru că am simțit că am deschis o taină. Este o țară așa de frumos și nimeni nu știe destul despre asta. Am făcut niște reclame despre România și mai fac când revin și când lumea revine, mai povestesc despre România și nu, peisajul muntei cu atmosfera voastră. Și București este o capitală comoară ascunsă, ai înțeles? Hidden treasure, zic eu. Este altceva România și foarte prietenos. Și oameni foarte deștept și mă simt, mă bucă pentru că când mă aud și în Londra acum limba voastră, pentru că am o șansă să vorbesc și să folosesc limba mea de când în când. Pentru că soțul meu nu vorbesc cu mine în limba română, dar când este oricine într-un taxi sau la metro, oh, vorbesc și eu în limba română, așa fac. Pentru noi românii ești o bucată din inima britanică care bate și pentru București și pentru Transilvania și pentru Moldova și pentru mulții de la noi de acasă. Trebuie să zicem Moldova cel mai mult. Am spus că mi-mi place București, dar cel mai inima mea și este în Sereț și Iași, în general Moldova, pentru că e deschis și frumos, e frumos, tare frumos. Mulțumesc foarte mult, Tessa Dunlop, care e pe ultima sută de metri cu COVID-ul, așa că a vrut să împartă și cu noi povestea asta. Sănătate multă și la fetițele tale și soțului tău. Mulțumim! Să ne vedem sănătoși, Tessa!